Făgărășenii care au probleme de sănătate, însă din cauza costurilor ridicate, nu îndrăznesc întotdeauna să mai meargă la medic, au posibilitatea să fie consultați gratuit. La Biserica Baptistă Betania din Făgăraș vor sosi săptămâna viitoare mai mulți specialiști din America. Nu este pentru prima oară când specialiștii din America vin în orașul nostru ca voluntari. Sute de oameni au trecut prin mâna acestora. Acum ei revin în municipiul nostru, la Biserica Baptistă Betania, pentru 3 zile. Astfel, între orele 8:30 și 17 de luni până miercuri, medicii americani vor oferi consultații gratuite tuturor făgărășenilor. Este vorba de medicină internă, stomatologie și oftalmologie. De asemenea, medicii nu se vor rezuma doar la consultații și recomandări. Cei care vor avea nevoie de medicamente sau ochelari le vor primi fără niciun ban.